Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. De data aceasta, o ediție consacrată misiunilor, misionar în Coasta de Fildeș. Noi, în cadrul diverselor ediții, am mai vorbit despre misiuni, despre faptul că dieceza din Moldova, dieceza de Iași, Biserica Romano-Catolică, are deschise câteva misiuni și are trimiși misionari în Kenya sau în Ecuador și am avut invitații în acest studio, un misionar din Kenya și un misionar din Ecuador. De data aceasta avem invitat în studio un misionar din Coasta de Fildeș, căruia îi spunem bun venit. Bine v-am găsit! Este vorba de Părintele Gabriel Cimpoieșu, de 12 ani preot, de 9 ani lucrează în Coasta de Fildeș, misionar. Ce alte date importante mai trebuie să știm despre dumneavoastră? M-am născut pe 12 ianuarie în satul Bălușești, comuna Icușești, județul Neamț. Am urmat cursurile primare și gimnaziale în satul natal. Iar apoi am mers la liceu la Trifești, la liceul Ion Ionescu de la Brad. Iar apoi m-am transferat în clasa 10-a în seminar. Iar am terminat de seminarul mic, filozofia, primii 2 ani de filozofie, după care am mers în Italia pentru a studia teologia la Goriția, în seminarul din Udine, căci era un seminar interdiecezan. Am fost sfințit diacon la Aquileia, în această bazilică foarte veche, iar preot la seminarul franciscan din Roman. Am fost 2 ani vicar la Adjudeni, apoi am mers un an din nou în Italia pentru a mă pregăti din nou pentru misiuni. Am fost chiar la centru misionar, am activat, în fiecare zi eram acolo. Iar apoi am urmat cursurile de misiologie la Verona. Iar de 9 ani, așa cum am spus, sunt în Coasta de Fildeș ca misionar. Și cum s-a născut în dumneavoastră gândul acesta de a fi misionar, de a pleca departe, departe de țară, iată, în Africa de Vest, în Coasta de Fildeș. Cum a apărut gândul ăsta? Gândul a apărut în urma unor mărturii a unor misionari care au venit în seminar pe când eram încă deci seminarist și faptul cum au povestit ei, ceea ce au povestit a făcut să se nască în mine această dorință de neoprit, deci o dorință, a devenit o exigență spirituală, aceea de a ajunge într-o zi misionar. La început nu a fost posibil, dar treptat această dorință s-a maturizat și a devenit de ceva mult mai profund, iar în momentul în care a fost ocazia să merg la seminar în Italia pentru acest scop, cu siguranță deci am spus da și am ajuns, așa cum se știe, până în momentul de față. Și ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi misionar? A fi misionar înseamnă a-L anunța pe Hristos și a-ți pune întrebarea în fiecare zi. Astăzi L-am anunțat, da sau nu? E acest lucru pe care îl fac în misiune. În fiecare seară îmi fac examenul de conștiință pentru a mă întreba, prin întâlnirile pe care le-am avut, activitățile pe care le-am desfășurat, l-am anunțat pe Hristos, da sau nu? Unde se putea face mai bine, unde mai puțin? Pentru a putea, într-adevăr, a-L anunța prin tot. Inclusiv printr-un telefon, printr-o întâlnire, prin toate aceste încurajări, să-L anunț pe El, pe Hristos. Da, întrebarea mea este, de ce așa departe? De ce în Coasta de Fildeș? Pentru că de anunțat pe Hristos se putea face și aici. În fond, și în draga noastră Românie există oameni care n-au nicio treabă cu biserica, oameni care trăiesc departe de Dumnezeu și care au nevoie de Dumnezeu și cărora trebuie să le fie anunțat Hristos. De ce tocmai acolo? Pentru că acolo sunt oameni care nu L-au auzit niciodată pe Hristos, pe Dumnezeu. Deci, de aceea am ales aceste zone. Trebuie spus că acolo, dintre cei 50.000 de locuitori, peste 45.000 sunt încă animiști. Cred în anumite zeități ancestrale. Deci nu-L cunosc pe Hristos. Iar eu m-am dus acolo tocmai pentru a-L anunța
pe el celor de aici care nu l-au auzit niciodată. Cu siguranță ar fi multe de făcut și aici, dar ei l-au auzit deja pe Hristos. Ajunge să deschidă televizorul, să deschidă radioul, pot auzi vorbindu-se de aici despre Hristos, dar acolo nu. Deci această dorință de a fi alături de cei care nu l-au auzit niciodată. Plecarea dumneavoastră în misiune a fost concretizată printr-o celebrare specială, o celebrare în care s-a desfășurat această celebrare, unde, dacă ne puteți preciza, și ce anume ați primit și care e simbolistica, știu eu, semnelor care le-ați primit? Înainte, deci, de a pleca, am primit mandatul misionar din partea episcopului de Iași, Petru Gherghel, care mi-a numit crucea. Deci pentru aceasta este crucea pe care mi-a oferit-o, pentru a o purta zi de zi în misiune, și Evanghelia pentru a-L anunța pe Hristos. Pentru a spune în mod public că toată dieceza, toți credincioșii sunt alături de mine. Deci eu nu merg în numele meu personal, dar eu reprezint o dieceză, eu reprezint, aș putea spune, chiar o țară întreagă, România, în aceste zone, și să nu mă simt nici singur și în același timp să fiu încurajat de rugăciunile, de sacrificiile pe care atâtea persoane le oferă pentru activitatea care se desfășoară în misiuni în general și în mod particular în coasta de Fildeș. Am aflat câteva lucruri interesante despre dumneavoastră, despre motivațiile care stau în spatele plecării. Eu vă propun în minutele următoare să ne apropiem de țara în care lucrați și apoi chiar de parohia în care lucrați, pentru a ne povesti cum primesc, știu, oamenii de acolo vestea cea bună a Evangheliei. Dar mai întâi despre coasta de Fildeș. Povestiți-ne câte ceva, mai ales din punct de vedere religios, câți creștini sunt acolo, în ce cred oamenii aceia, cum, știu, se raportează ei la Dumnezeu. În coasta de Fildeș sunt cam 30% catolici, 10-15% protestanți, 20% musulmani, iar restul sunt animiști, adică cred în anumite zeități ancestrale. Să spunem și să precizăm că vorbim de o populație de 19-20 de milioane, deci aproximativ cât România noastră, exact. Sigur, și suprafața însă este mai mare a coastei de Fildeș decât a României. Cu alte cuvinte, vorbim totuși de puțini creștini. Puțin, dar mulți în același timp, pentru că 30% reprezintă peste 6 milioane. Sunt 15 dieceze în toată țara, deci sunt 15 episcopi acolo, iar în dieceza unde sunt eu, Boache, deci sunt vreo 22 de parohii cu peste 200.000 de credincioși. Deci, oricum, numere sunt, dar în același timp este și mult încă de evangelizat. De multora trebuie încă anunțat Iisus Hristos. Și în toată țara există preoți care au venit din afară, adică misionari, sau sunt și preoți locali care lucrează? După al doilea Conciliu Vatican, care s-a terminat în 68, au venit foarte mulți străini, misionari, europeni, în coasta de Fildeș și în mai toate țările de misiune. Dar treptat numărul lor a scăzut, că țările care ofereau acești preoți, Italia, Franța, Spania, acești preoți au devenit bătrâni. Iar nu mai sunt preoți tineri care să-i înlocuiască. Deci cam încep să se rărească, numărul lor să devine din ce în ce mai redus. În dieceza unde sunt eu, spre exemplu, la Boache, au mai rămas doar doi preoți, un italian și eu, deci misionari străini. Dar treptat, oricum, și ei au vocație la preoție. Și încep chiar să ajungă, deci până la cap, să ajungă preoți. Sunt peste 40 de preoți în dieceza de Boache, preoți locali, deci africani. Dar se simte o lipsă de preoți? Bineînțeles, lipsa există pentru că există foarte multă lume care trebuie evangelizată. Ei nu reușesc nici măcar să acopere parohiile care sunt deja fondate. Și apar acum cu exigențele care există astăzi în comunicație, în școală și în toate celelalte activități sociale, cu siguranță au o nevoie imensă în continuare de preoți, bineînțeles. Și în dieceza în care lucrați, sunt majoritarii creștinii sau sunt în minoritate? Sunt o minoritate chiar foarte mică, deci suntem chiar foarte, foarte reduși, 3% undeva pe acolo. În dieceză și restul ce sunt? Restul sunt foarte mulți
animiști și apoi sunt și protestanți și musulmani. Dar din punct de vedere social, economic, cum sunt oamenii? Sunt săraci, sunt bogați, sunt... În zona unde sunt eu, deci ei sunt săraci, mai toți sunt agricultori, nu foarte puțini sunt învățători sau deci au un salariu fix. Deci mai toată lumea lucrează la câmp și practic depind de piața care are loc mai în fiecare zi prin anumite sate ale parohiei noastre. Ne apropiem de parohia în care slujiți, în aceeași parohie slujiți încă de la început, de 9 ani, între timp cu ajutorul celor de la tehnic vor derula și imagini din parohia dumneavoastră pe care telespectatorii vor avea ocazia să le vadă. Spuneți-ne despre această parohie mare, câți credincioși sunt în ea? Parohia noastră, când am ajuns eu în 2004, nu avea decât vreo 400-500 în toate localitățile pe care le cuprinde. Parohia cuprinde 53 de sate. Astăzi avem peste 1000 de credincioși care vin la biserică, atât în comunitatea mamă Gebunoa, cât și în satele din jur. Avem 33 de comunități deja catolice în cele 53, deci mai rămân 20 de sate pentru a fi evangelizate în parte, bineînțeles, rămânând foarte mult încă de lucru în aceste comunități. Și ne-am organizat în așa fel încât orice nou convertit, dacă ar dori să facă cateheza pentru a fi botezat, miruit sau să căsătorească la biserică, să poată să o facă. 50 de sate. 53 de sate. Și cum ajungeți în toate satele astea? Fac un program foarte bine organizat în comunitățile mai mari. Se celebrează Sfânta Liturghie doar duminica, iar când nu merge preotul, merg cateheții, deci sunt 8 comunități în afară de comunitatea mamă. Iar preotul, le-am cuplat câte 2, iar preotul merge o dată la 4 săptămâni în aceste comunități. Apoi sunt comunități unde se merge doar vinerea, în altele doar miercurea și este și o localitate unde se merge doar marțea, în funcție de ziua în care nu se merge la câmp. Deci fiecare sat a decis o zi în afară de duminică în care nu se merge la câmp, lumea rămâne în sat pentru a lucra, pentru a fi împreună cu toată comunitatea. Practic e dezvoltat rolul laicilor, înțeleg eu acolo. Foarte mult. Fără ei nici nu aș putea desfășura activitatea cum trebuie. Avem peste 40 de cateheți și avem iarăși vreo 10 șefi creștini în comunitățile mai mari, în afară de Consiliul Pastoral, în afară de toate celelalte persoane care desfășoară o activitate importantă în diferitele comunități pe care le am. Am văzut în imaginele derulate și o școală. Școala aceea e al parohiei sau cum e? Da, avem o școală primară și o școală și o grădiniță catolică care folosește, deci, pentru a pregăti copiii. În Coasta de Fildeș, școala catolică este recunoscută ca fiind cea mai eficientă. Deci, de acolo au ajuns astăzi cele mai mari autorități ale țării și știu că rolul ei este foarte important. Pe lângă școala catolică, avem și un spital catolic care folosește iarăși pentru a oferi o vorbă bună, un preț mai redus la medicamente și deci toată lumea poate veni în acest loc pentru a-și trata bolile personale. Iar apoi avem și chiar și o tâmplărie unde se pot pregăti tinerii la această meserie pentru a avea după aceea un ban, pentru a avea putea câștiga ceva pentru viață și apoi această tâmplărie servește pentru toate cele 53 de sate și chiar deseori avem și comenzi din exterior pentru a spune că nu au, deci că este foarte important tot ceea ce misiunea catolică realizează în aceste zone. Practic, deci o școală construită de misionari, un atelier de tâmplărie, o grădiniță în grija misionarilor. Da. Deci noi, adică depinde parohie, dar sunt administratori locali, deci africani. În afară de cateheți, mai vă ajută cineva în parohia în care vă aflați? În afară de cateheți, mai avem un singur preot local, care mă ajută doar duminica, vine doar pentru Sfintele Liturghii.
În rest, bineînțeles, sunt șefii creștini, sunt alți laici care sunt alături de noi și care, bineînțeles, deci, stat în mai multe grupuri de rugăciune, este Acțiunea Catolică, Scoutul, bineînțeles, deci comunitatea este foarte dinamică, foarte bine organizată și Legiunea Mariei și așa mai departe. Deci este o viață activă. Deci sunt creștini care au acceptat creștinismul și sunt alții în devenire. Cum primesc ei Evanghelia? Sau cum devine unul creștin, un animist? Sau eu știu, unul care se închină la alte zeități? În mod normal, eu nu merg din casă în casă pentru a-i chema. Eu îmi desfășor activitățile în mod normal. Atât prin aceste activități sociale, grădiniță, școală și tâmplărie, dar apoi toate activitățile pe care le facem noi, Sfintele Liturghii, apoi mai sunt și activități cu copiii și tinerii. Avem Jeunesse Vacanță, o vară împreună, cum este la noi, care se deschise tuturor, turnee de fotbal, deci sunt deschise tuturor celorlalți. Iar sunt ei, văzându-ne atât de activi, văzând credincioșii noștri că au o altă viață decât a lor, văzând chiar îmbrăcămintea pe care ei o poartă cu motive religioase, văzând bucuria de pe fețele lor, dansurile pe care ei le fac ori de câte ori vin la Sfânta Liturghie sau la alte celebrări, deci prin mărturia noastră, deci a credincioșilor, alții, deci, cer să vină la biserică. Și aș putea povesti chiar și un fapt, deci, care a făcut ca, deci, toată comunitatea să fie, într-adevăr, încurajată. Odată a venit o bătrână pentru a povesti în fața comunității motivul convertirii ei, spunând că fiul ei, cel mai mare, reușise în viață, a ajuns acum să lucreze pentru el. Ea își cheltuise mai toți banii și iată că la un moment dat el decide să meargă la seminar. Cu alte cuvinte, nu mai avea salariu, nu mai putea să o susțină pe ea la bătrânețe. Ea a mers pe la toți vracii pe care ea îi cunoștea, ea fiind păgână, a mers pe la toți vracii să facă sacrificii de animale, să facă anumite rituri pentru a putea să-l oprească din drumul său spre preoție. Și toți vracii au spus: Dumnezeul pe care îl slujește fiul dumneavoastră este mai puternic decât toate sacrificiile, decât toate puterile pe care noi le avem. Și toată lumea, bineînțeles, în biserică a început să aplaude. Se simțea într-adevăr încurajată de această mărturie că Dumnezeul nostru este mai puternic decât toți zeii, decât toate puterile pe care le au ceilalți vraci, pe care ei odată îi slujeau sau pe care încă multă lume îi mai slujesc. Și când ajung la biserică, când acceptă botezul, ei părăsesc toate superstițiile acestea. Da, e un drum lung pentru a fi botezat, li se cere 3 ani. 3 ani de cateheză pentru a se obișnui cu noul mod de a trăi al creștinilor. Pentru a nu mai recurge la greutăți, la vracilor, pentru a nu mai recurge, știu eu, când au vreo problemă spirituală, vreo frică, vreun vis care nu pot să-l interpreteze. Și deci deseori ei vin la noi, așa cum făceau înainte, cu vracii, acum fac cu preoții, iar noi trebuie întotdeauna, deci, să știm, să interpretăm și să-i încurajăm în toate greutățile vieții. Dar nu le vine greu, pentru că eu mă uit la noi, la creștinii noștri, care deși vin la biserică, deși se recunosc o mare parte creștin, totuși mai consultă și zodiacul și horoscopul, mai apelează și nu știu la ce vrăjitoare. Adică e greu să te desprinzi de asemenea superstiții. Acolo nu se simte greutatea aceasta? Nu revin totuși? Sau cum procedează ei? Cu siguranță, în zona unde sunt eu, creștinismul a ajuns de-abia acum 50 de ani. Cu siguranță sunt unii care merg într-o parte și în cealaltă, dar sunt o bună parte dintre ei, deci pot da mărturie că, deci, au ales într-adevăr creștinismul și că, deci, îl urmează numai pe Dumnezeu. Cu siguranță vor avea nevoie de încă mulți ani pentru a putea face această alegere și probabil copiilor, deci cei pe care îi educăm de mici, vor ști într-adevăr că, deci, se poate face doar această alegere creștină și nu vor mai recurge la alți zei precum părinții lor. Dar satele cum sunt organizate? Care este structura lor ierarhică? Da, în fiecare sat există un șef tradițional, așa, care are notabilii săi,
care rezolvă anumite probleme în sat, care unii sunt proprietarii pământurilor dintr-un sat, iar mai multe sate după aceea compun un trib. Iar mai multe triburi compun o familie, am putea spune, tradițională. Noi, practic, pe teritoriul parohiei noastre, avem o familie de aceasta, care se numește, deci, Safue, are 3 triburi și sunt, deci, 53 de sate. Și statul trebuie să coabiteze, să colaboreze cu această structură tradițională. La fel și biserica trebuie să facă același lucru. Ori de câte ori se merge într-un sat, mai întâi se salută șeful satului, mai întâi se cere permisiunea de a evangheliza, de a vorbi despre Hristos și lucrurile acestea, bineînțeles, trebuie să ținem cont de ele. Și avem și șefi creștini, șefi tradiționali care au devenit creștini. Deci e un lucru interesant, iar unul dintre cei 3 șefi de trib este catolic. Deci este un lucru care marchează pe localnici. Și odată cu el a devenit tot tribul? Nu, bineînțeles că fiecare este liber să aleagă, dar are o oarecare influență morală și spirituală, bineînțeles. Care e programul de duminică pe care îl aveți? Cum se desfășoară o zi de duminică? Așa, eu duminica nu mi-am încărcat-o prea tare. Deci, sunt 2 liturghii la Gebunoa, în comunitatea mamă, una la ora 8, iar cealaltă la 14:30 pentru copii. Pentru a da spațiu contactului cu credincioșii. De fiecare dată, după Sfânta Liturghie, mai sunt mai multe persoane care vor să întâlnească preotul pentru a povesti anumite trăiri interioare, spirituale, și vreau să am acest timp pentru că este o zonă de primă evanghelizare. Iar după aceea, după amiază, mai există. În prima duminică este adorația. În a doua duminică este Consiliul Pastoral. Iar apoi mai fac alte întâlniri de sensibilizare, spre exemplu, a familiilor, pentru că este ziua în care îi pot găsi pe toți acasă. Deci am rezervat pentru duminică și ziua întâlnirilor cu anumite categorii care compun parohia. Și ne-ați spus deja că vă ajută în această muncă laicii, dar credincioșii când vin la biserică îi dau asemenea mărturii despre care mi-ați povestit în cadrul liturghiei, povestesc cum au reușit ei să se apropie de biserică, să se întoarcă la Dumnezeu, sau e un alt cadru? Nu, după Sfânta Împărtășanie, deci odată ce s-a terminat rugăciunea după Sfânta Împărtășanie, deci partea liturgică, deci importantă, s-a terminat, apoi există acest spațiu care se oferă, deci, noilor convertiți pentru a fi prezentați public întregii comunități și apoi ei povestesc. Și lucrul ăsta, bineînțeles, încurajează și comunitatea pentru alegerea pe care au făcut-o. O altă întâmplare, dacă toți suntem așa, deci era odată un alt bătrân, căruia îi spunea mereu, vină la biserică, dar el spunea, eu nu slujesc niciun alt zeu, eu sunt așa liber. Toată familia, copiii, soția, toți erau catolici, numai el nu voia să vină la biserică. Iată că a ajuns momentul că era bătrân, să fie și el bolnav, de acum gata de moarte. Și nu am mai vrut să merg, să insist chiar și în ultima clipă a vieții. Dar totuși am trimis un seminarist al parohiei, avem 2 seminariști în parohia noastră, l-am trimis să spună dacă vrea, deci inclusiv la sfârșitul vieții se poate oferi această posibilitate. Iar el a spus că a acceptat în sfârșit, spunând că dacă părintele vrea să vină, dacă nu, deci nu vrea să mă mai oblige. Și m-am dus, el nu mai simțea nimic, nu mai avea sensibilități în corp, nici că e apa caldă sau rece, dar când am vărsat apa pentru botez, el s-a întors, deci cu alte cuvinte a simțit că ceva l-a atins pe creștetul capului, s-a întors și a întrebat, nu mai vorbea, dar pentru acest moment s-a întors, a întrebat una dintre fiice, dar cine este părintele, nu? Și atunci după aceea s-a întors, deci acum era sigur că deci a fost botezat și la puține ore după aceea, bineînțeles, a murit. Sunt aceste mărturii pe care le aduc credincioșii ei înșiși, pentru a-i încuraja pe ceilalți. Și acest lucru, bineînțeles, încurajează și preotul. În momentul în care ceea ce faci
vezi că are roade, vezi că deci este conform voinței lui Dumnezeu, îl anunți pe Dumnezeu conform voinței sale, atunci, bineînțeles, că e o încurajare și pentru misionar. Și care ar fi bucuriile unui misionar? Bucuriile dumneavoastră ca misionar? Bănuiesc că acestea sunt în primul rând, mai sunt și altele. Aceste mărturii, bineînțeles. Iar apoi tot ceea ce face ca credincioșii noștri să crească spiritual, să se apropie, să se dăruiască lui Dumnezeu. Și aș vrea aici să povestesc un alt caz, chiar șeful satului din Gebunoa, care s-a convertit și care, deși era convins, totuși avea mulți notabili care voiau să-l încurajeze să renunțe la Biserica Catolică. Și odată i s-a întâmplat ceva foarte curios, după care el a spus clar, de azi înainte nu voi mai dubita niciodată de Biserica Catolică. Și acest lucru, bineînțeles, m-a încurajat și pe mine. Despre ce este vorba? El a fost paralizat pe o parte, deci nu mai simțea, nu mai avea sensibilitate atât de bună în mâna dreaptă ca să poată să țină bine bățul în mână, pentru că el era bătrân, încă mai trăiește, deci este bătrân. Și iată că a văzut în cameră la el un șarpe cobra. Deci șarpele cobra nu, de obicei nu iartă. Iar el totuși a reușit să fie calm și să iasă afară fără să-l deranjeze. A venit soția de la câmp. Nu s-au văzut, deci ea nu știa, s-a dus în cameră la el și iată că șarpele cobra s-a ridicat în picioare și cum face el, deci de obicei se ridică în picioare și aruncă veninul chiar în ochii persoanei care e în față și de obicei nu ratează. Iată că de această dată soția a reușit să țipe, Doamne ajută-mă, deci nu păgân, deci nu o exclamație păgână, dar creștină, Doamne ajută-mă, și s-a ferit în același timp. Și iată că veninul a ajuns pe mâna dreaptă, pe care nu avea nicio rană, deci cu alte cuvinte a fost salvată. Și el asta a considerat ca o minune. Ca o minune, da. Deci și pentru el, pentru ea, sigur. Deci a fost o mărturie clară că Dumnezeu îi protejează, deci nu mai are nevoie de nicio altă dovadă. Deci suntem la finalul acestei misiuni. Înțeleg că în parohia dumneavoastră se vorbește franceza și se mai vorbește... Limba locală este baulei. Baulei. Pe care o vorbesc toți locuitorii. Cum ați face semnul crucii în limba baulei? Cu asta încheiem. Bineînțeles. Sie ba waweu fue bedumanu moeso. Vă mulțumim mult, Părintele Gabriel Cimpoeșu, pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați rămas cu noi. Iată, am aflat ce înseamnă să fii misionar în Coasta de Fildeș. Păstrați-i pe misionari în rugăciunile dumneavoastră și pe aceia care stau departe de Dumnezeu. Vă dau întâlnire peste 2 săptămâni, duminică, la aceeași oră. La revedere!